Jocul psihologic continuă și în jurul cabinei telefonice, iar înțepăturile erau evidente. Mamă, Bia, ce picioare umflate, lei, vine-te pe aici. Așa este. Ești bună tătătă. Te cred. Sergiu doarme în picioare. Nu e ok, că stă tot timpul sprijinit. Dar tu le spui la tot așa doar ca să-i enervezi, Andreea, și știm asta, și e ok. Sergiu chiar că nu e ok, Ioana, ce să fac? Să ieși afară dacă nu vreau. Nu vreau, de ciuda ta, uite că tot așa ai treabă cu mine, eu așa o să stau până pe ultimul. Nu stai, da, doamne, de să stai și să stai degeaba. Bia, te miști. Da, Andreea, așa este. Chiar te miști. Da, Andreea, așa este. Dar te miști ca mult. Mamă, ce se temie. Iubire, n-ai ce să le faci, că sunt puternici ăștia. Sergiu, de ce stai sprijinit? Să se întrebe Andreea. Păi, dar nu e corect. Cine stă sprijinit? Sergiu. Doamna Mirela, Andreea vorbește doar ca să nu tacă, că e un joc psihologic. Vă spun eu care e problema, de fapt. Bia nu-l iubește pe Robert. Da. Robert nu-l interesează de Bia. Așa este. Doar o relație așa... O relație așa, ca să fie... Și tu abia acum te-ai prins, Liviu? Ca să fie o relație în casă. Robert, ce bine am jucat-o până acum. Ferească, da, mă, dar le plac treburile cu buzele. Eu pe Bia o înțeleg, dar pe Sergiu... Nu știu ce vrea Sergiu să sugă. Poate vrei tu să... Poate eu... Horia. Ca să audă susținătorul lui Marius ce educație are. Iubire, gândește-te... Ce cafea și ce vin vrei să bem când ajungem? Iubirea mea, cred că sărim peste partea asta. La pușcărie nu văd cafea și nici mic dejun. Ce-mi dorești tu mie, Marius, e să-ți dea Dumnezeu de 10 ori mai mult. Ia, enervează teribil puțin, ia, fă cum faci tu de obicei. Nu, am de ce să mă enervez. Nu, iubire, să nu mai faci niciodată așa, ca să te ia fraierul ăștia de... Păi, da. Pe tine, păi, că ești tu, nu știu cum, pun, dacă mă pun la mintea lor, trebuie să... Să se vadă la ei, care cum. Dacă mă pun la mintea lor, iubire, unde ajungem? Dar de ce ne faci fraier, Bogdan? Dar de ce te-ai simțit, Ioana? Păi, da, pentru că noi suntem aici. Păi nu. Pentru că vorbești despre noi. Nu, Ioana, nu, se referea doar la băieții. Nu m-am certat cu voi. Dar de unde știi tu la cine mă refeream? Da. Hai, mai tăceți odată, că nu e frumos. Ia du-te și tu unde îi treabă, Lucico. Gata. Pe obicei, mințile goale fac mult scomod. Las că mai bine ești gura liv în viață decât să taci și să faci alte lucruri. Mai avem puțin și bate recordul. Bateți recordul, toți aia e problema, trebuie să mai scoatem din ei afară. Iubirea, la voi după ce se sacrifică porcul, mă, se jupaie de șorii sau îl mai lăsați un pic? Să belește la porc după ce se taie. Auzi, Liviu, am o rugăminte. Încearcă să-ți păstreze aceste perle pentru alt... Nu le digeri pe stomacul gol, te rog. Da, doamna Mirela, te rog. Pentru respect, pentru ce vrei tu, te rog. Încearcă să te abții. Era vorba de competiție. Dacă doamna nu știți Mirela. Despre ce e vorba, doamna Mirela, puteți să vă duceți să dormiți. Am văzut cât poți tu să spui, Bogdana. Nu mă mai uimește nimic. Păi dacă asta e competiția, dacă ăsta e rolul nostru care stăm pe margine... Ca să discuți de... La prima ora dimineții pe stomacul gol, scuzați-mă, domnul Liviu. Păi duceți-vă și luați o filie de margarină, eu știu, ca să nu mai fiți pe stomacul gol. Hai, te rog eu frumos, încearcă să te abții, că eu nu m-am legat de tine până acum. Dar v-am pus eu să stați aici, dacă nu v-a deci convenit chiar ce auziți? Te rog frumos să te abții. Dar nu vreau să mă abțin. Te rog. Care e problema? Te rog. Dacă astea sunt glumele mele... Bogdana, calmează-l, că tu mă ce s-a întâmplat acum de păi până. Nu, dar vă că faci intenționat. Calmează-l tu. Păi, dar nu e nimeni obligat să mă audă. Poate să plece oricine. Băi, Livile, vorbim ce vrei, dar nu mai vorbim vulgar, mă, atât. Nu, am venit să mă însor, să-mi văd de relația mea, de nevastă mea, chiar nu mă interesează alte prostii. Și vreau să câștige, vreau să-i pun în cap pe ăștia pe toți. Vino puțin să vorbești o ceva cu tine, Liviu. Liviu nu te duce, Liviu. Oh, stai. Nu discutați pe tema asta. Nu, mă, nu, nu, lasă vreau că să nu. Mă calmez eu, dar nu înțelege că asta e strategia. Păi da, mami, lasă. Asta e strategia. Știu. Liviu, te rog eu frumos, deci te rog, mami, frumos. Deci lasă discuțiile cu oricine. Deci nu mai vreau. Dacă asta e strategia, să enervăm ca să cedeze. Nu asta e strategia, nu, dacă așa e. Nu mai e nicio strategie, nu este nicio strategie. Te rog frumos, stai la tine, stai cu Lușa și nu mai vorbi nimic. Te rog din suflet. Dar du-te, mă, unde-i treabă și lasă-mă. Liviu, iară faci. Dar bine. Și tot te bagi. Iar te bagi. Ți-am spus să nu te mai bagi. Că știu ce am de făcut. Dacă asta e strategia. Sezonul ăsta s-a bătut recordul la relații fără sentimente. Exact, Liviu. Bine punctat. Numărul de relații fără sentimente.
Noroc că ai venit tu și Bogdana să aveți sentimente în această emisiune. Norocul vostru, că ați mai văzut și voi ceva interesant. Până la Lucica, să știți că nu e nimic serios, dar... E doar o... Nu, mă, că e, nu înțelegem o femeie. Asta e strategia, așa. Știu, dar nu țin eu. Cum să nu țină, mă, dacă asta e strategia, ne atacăm de 3 ore? Te trezești tu acum, nu stai să dormi. Te trezești tu acum să mă zăpăcesc, să mă împungi. Vedeți că băiatul dumneavoastră pe care l-aveți aici în casă, a zis mai devreme, i-a zis lui Sergiu să știți ce, lui Horia, așa că nu mai ce ziceți de Liviu. Ce vă lipsește vouă, probabil? Păi, cred că dumneavoastră, că vă sunteți în nu ți-e rușine nesimțit-o. Chiar nu ți-e rușine. Nu vezi cum, vedeți chiar cum vrei să faci circ? Nu te știe toată lumea? Ce vrei de fapt? Pe bune! Cu ce știe? Cu ce știe? Chiar nu vă puteți potoli, nu vă puteți înghiți vorbele. Păi, dar ce, păi, ce vreți să demonstrați? Ce vreți să demonstrați? De ce vă băgați? Spune-mi ce vreți să demonstrați. De ce vă băgați? De ce nu? În ce să mă bag? Mă duc unde vreau eu. Ești paznic? Păi de aici să comentați toată ziua. Ești paznic aici? Nu lăsați la mine să-și facă task-ul, cum vor ei. Comentați. Eu? Tocmai că i-am lăsat. Iubire, vină încă, gata, taci din gură. Lasă-i să țipe. Ce știe toată lumea? Da, ce știe toată lumea? Ce a făcut? Taci, iubire, lasă-i să comenteze ei. Păi, da, păi nu, dar să prea... se vadă adevărul, că prea mă freacă la creier atâta. Numai pe Bogdana și pe mine, toată lumea. Păi nu, parcă... că o să-mi dau drumul la gură și zic de fiecare da, parte. Dar stai, nu mai facem mișcări bruște, iubire, stai acolo. Somnoroase păsărele. Da, eu nu le mai dau pe la cuiburi se adună. Băi, Bogdana, te rog, frumurele. Băi, eu doar un tat, ce încerca să cagă? Păi nu, dar e doar un tat și se dă nasea. Vă rog din toată inima mea când vorbiți, nu mai vorbiți la plural, dacă vreți să fie tot ok. Gata, închide subiectul și tăceți odată. Hai să nu ne certăm, dar să comenteze toată lumea despre noi. Gata, nu mai vorbiți. Dar nu vreau, mă, să nu vreau. Gata, mă, tăceți odată. Ai altă treabă acum, te rog. Nu, nu am nicio treabă. Te rog din suflet, taci din gură, că trebuie să câștigăm. Nu vreau să tac. Nu tac eu în fața lor, că nu sunt ei peste mine să tac. Dacă te rog eu să taci din gură, taci din gură. Nu vreau. Atunci nu o să tac din gură când o să mă rog. Te cerci cu mine? Du-te puțin, te rog, du-te puțin pe canapea, că vreau să vorbesc cu Bogdana, du-te. Nu, vă rog. Lasă-mă, du-te liber pe canapea. Băi, gata, te rog. Pe bune, e un taz, nu vrei să înțelegi. Da, dar nu vreau să mai vorbiți. Nu vreau să mai vorbiți. Mă, a plecat de la o femeie care vorbește mereu despre noi. Gata, gata. Are boală pe noi. Gata. Băi, strângeți-vă și strângeți-vă în bucătărie toate mamele, gata! Ai, serios? Gata, Liviu. La cine ții tu, mă, băiete? La cine vreau? Îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Și mie. Este șocant. Nu mi-am dorit să am reacțiile pe care le-am avut. Acum îl înțeleg și pe Daniel, că la un moment dat simți că explodezi. E greu, e foarte greu. Nu neapărat la vârsta mea, la orice vârstă ți se ofilesc urechile de expresiile care se folosesc și nu-mi explic în ce lume trăiesc. Ori eu, ori ei. Mi-a făcut plăcere să stau până dimineață, pentru că momentul acesta, cu siguranță, niciunul dintre noi, sau eu personal, nu am unde să-l mai trăiesc. Și e păcat live. Că a fost stricat cu astfel de vorbe atât și de astfel tare de situații. Rău, da. Îmi pare de ce s-a întâmplat, că putea să sară un pic sau să înțeleagă. Am avut mai multe etape în care i-am rugat... Una e că stau și canat ei între ei, dar totul are o limită. Am înțeles. Deci am înțeles. Da. Am înțeles. Și eu țin să-i mulțumesc din tot sufletul pentru că a trăit la intensitate maximă. Am zis că țin să vă mulțumesc din tot sufletul pentru că a trăit la intensitate maximă cu noi acolo. Ne-a susținut până dimineață. Știu că pentru mine și pentru Ioana ați rămas. 100% sunt convins pentru chestia asta. Și nu, la un moment dat, cu tot dragul am rămas. În toată chiar discuția și asta, Sergiu, chiar și mă gândeam că Liviu își face treaba de pe margine, e frustrat că nu era înăuntru. Nu, na. Mă gândeam că, na, ar fi vrut și el să fie în cabină și punea presiune de acolo din exterior cât putea de tare și cât putea de mult, dar nu trimiți tu la culcare pe toată lumea. Dar cum v-a afectat pe voi, cei care ați înăuntru?
treaba. Eu era gata să bușesc pe bune. Când vine vorba de mami, eu iau razna orice ar fi. Și mie mi-a picat foarte prost. N-am nimic cu nimeni, n-am nimic cu tine, dar ți-am spus și în casă. Dacă vine vorba de mami, nu mai apte, Liviu, să știi. Să te asum. Și mie mi-a picat foarte prost și am avut o discuție cu Liviu. A ținut cont de tot ce am zis. Livele, poți să repreiei cuvântul dacă vrei și să mai zici o dată. Eu îți înțeleg nervii, îți înțeleg și pornirea. Dar vreau să spun ceva. Tu știi că în casa Mireasa lucrurile astea sunt... Da, dar nu, e vorba că nu să mă abțin în sensul că nu să mai îmi țin gura, nu să fac nimic altceva. Ah, okay. Că nu e vorba. Dar... Dacă, după cum ați observat, când a fost și arată cu băieții, eu m-am băgat între ei. A fost foarte urât, da, să văd doamna Mirela. A fost ca mama mea naturală acolo și de a rămas mai, în casă ca și mama mea. Acum, Liviu, pe bune, și... eu cred că toată lumea a înțeles că ăsta ești tu, asta e, din păcate ți-am spus, ești cauză pierdută. Am sperat că poate ai înțeles ceva din toate lecțiile astea pe care le-ai luat aici, dar nu, mi-e clar că nu. Dar, Bogdana, replica aia de la o femeie la altă femeie, la o femeie care ar putea să fie mamă, este îngrozitoare. Îngrozitoare. Dar replica dânsei de ce n-a fost îngrozitoare? A zis că ne lipsește. Măi, Bogdana, dar tu nu poți... Băi, stai un pic, tu nu poți așa să vezi unde ești tu și unde sunt ceilalți. Adică de ce trebuie tot timpul să ai ultimul cuvânt? Pentru că acolo ești. De ce? Dacă asta e părerea dumneavoastră... Ai o vârstă, Bogdana. Dacă asta e părerea dumneavoastră, vă respectăm părerea. Pentru că ai o vârstă. Eu îți spun așa. Că nu ai astfel de ieșiri cu o femeie care ar putea să-ți fie mamă. Eu nu cred că doamna Mirela ți-a făcut ceva în această competiție încât să ai o astfel de ieșire. Eu m-am frumos care a fost situația. Noi am dus poate prea mult la extrem. Noi chiar am vrut să câștigăm. Nu poate. Despre asta este vorba. Nu duci la extrem. Da. Pentru că am mai avut... Băi, sezonul trecut n-a fost task-ul ăla cu camera, cu Hatice și Mihai, care la fel au... A trecut orice fair play, orice... Și lumea sancționează lucrurile astea, că peste tot există o limită. E cât poți să duci, mă, și ca telespectator. Cât poți... Când dai sentimentul ăsta așa, că îți vine să te strângi, înseamnă că e prea mult. Și credeți-mă, cu voi doi am avut sentimentul ăsta de nenumărate ori. Dar nu a fost ce vrei să spui, singurul care a jignit. Că și eu mi-am cerut iertare. Și dacă nu e singurul care a jignit... Bă, da, tu înțelegi, numai, asta nu e justificare, că nu e singurul, nu e singurul. Dar de ce eu... nu se ia nimeni așa în halul ăsta? Eu asta nu vedeam. Și eu câteva... De ce ești așa? Că vorbi singurul. Asta mă deranja mai rău. În cabină se vorbea în toate limbile. Toată lumea, nu, cum să spun? În cabină, dar nu cu cei din exterior. Înțelegem șicanele. Mă, dar lăsați mamele, da, că erau acolo pe margine. Asta m-a enervat foarte rău. Eu mi-am cerut scuze de față în fața lui Sergiu și îmi pare rău, totul a fost acolo, doar acolo în cabină. Eu aveam vorbe în continuare aveam pregătit o sabie cu două tăișuri foarte bine ascuțită pentru fiecare din ei. Dar a fost urâtă și replica ta, evident. Nu, eu m-am abținut pentru că începusem să verbalizez și anumite lucruri, dar mi-am dat seama că e foarte urât să ia parte Ioana la treaba asta și doamna Mirela și mamele și tot. Mă gândesc la un lucru, sincer. Imediat, mă scuzi, Marius. Ținând cont că, nu știu, trebuie tăiat cumva rău de undeva, stau să mă gândesc dacă să trec peste tot ce s-a întâmplat, deși ține cumva de orgoliu, de demnitate, de... sau să acționez pentru jigniri, pentru calomnie. Există diferite moduri în care poți să acționezi. Pentru că mie mi s-a părut foarte mult. Da, în ideea în care nu i-am deranjat niciodată. Ba chiar am ținut. Chiar și cu întoarcerea Bogdanei în casă, am fost acolo, adică m-am bucurat. Da, a fost foarte frustrat pentru... Te rog, Daniel. Frustrat. Există sancțiuni pentru un astfel de limbaj, având în vedere că nu este prima batere la ei doi. Adică tot încercăm cu toții să le explicăm, dar nu se întâmplă nimic. Măcar din partea dumneavoastră sau nu știu, să se întâmple ceva. O să ne gândim, o să acționăm și o să vă spunem luni, da? E ok, e o situație și trebuie să vedem exact ce se poate. Dar să fie sancționat și ceilalți care au înjurat, că așa ar fi corect, zic și eu. Pentru și mine a fost foarte frustrant să iau parte la chestia asta. Păi nu, dar de ce să ne sancționeze doar pe noi când s-a vorbit urât și din alte părți? De ce nu sunteți corect? Eu nici nu am spus cu un cuvânt extrem de vulgar, n-am spus cuvântul cu P, să știți. Dana și Liviu. De ce nu? Eu nu permit să am ieșirea lui Daniel, deși poate că...
Eu nu-mi permiteam ieșirea doamnei Mirela. Că se bagă tot ca să ne pună la zi. Vreau să vă întreb un lucru. Vouă nu vi se pare ciudat totuși că deranjați pe toți în casă? Da, pentru că toți sunt deranjați de noi. Dar de ce? De ce? Pentru că ne iubim prea mult și nu pot să suport. De asta nu se suportă ei, că vă iubiți voi prea mult? Da, suntem prea reali și vor să dea lui să ne dea afară cumva. Serios, adică pe bune, acum chiar jigniți. E chiar foarte jigniți pe toată lumea și pe telespectatori și pe Simona nu-i mai acordam o șansă să vină în casă. Păi nu, că a fost după.